Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip, mă latră câinii. Începa cu ca show spin salatul. Bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mergem, după un an de zile de când am făcut primul vlog la școala de wrestling din București, mai dau și eu pe acolo. Astăzi este primul show de la noua companie, că acum se cheamă RPGW, Romania Proving Ground Wrestling. Însă este o problemă. Am venit prea devreme. Mai o oră până se deschide. Pot să văd dacă a venit careva pe acolo, că mă știu cu o parte din grupul vesel care vine acolo. Mă duc să văd dacă a venit careva și după caut ceva de haleală, că cam țiuie mațele. Este foarte cald, mi-am luat maieu. Eu nu prea umblu în maieu pe stradă, după cum știți. Sau dacă nu știți, vă zic eu acum. Mi-am făcut și eu părul cumva mai așa. Să sperăm că nu mă omoară căldura. Țin minte anul trecut când am venit pentru prima dată la un show de wrestling aici. Bă, ploua. Astăzi n-am noroc. Așadar, pentru cine este nou pe canal și nu știe, avem în București divizie de wrestling. Este chiar acum aici în față. Vă arăt imediat și clădirea. Ca să ajungeți, luați metrou de pe Magistrala Verde, Magistrala 4 și școala de wrestling sau arena, sala, cum vreți voi să-i spuneți. Este fix între stațiile de metrou la Minorului și Străuleștiu. Bineînțeles că am venit prea devreme. Cum era reclama aia? Nu ești tu când ți-e foame. Niște că aici în spate la Shop & Go sunt unii care fac grătar. Trebuia să merg pe la ei să-i întreb cât un mic. Hai că vă dau 10 lei. Într-o jumătate de oră începe spectacolul. Dacă vă enervezi, implorii și iar un pătut. Sunteți alături de noi încă de la început. Împreună noi formăm scena wrestling-ului românesc. Publicitate. Pauza de țigă. Acum o lună toți dintre voi ați strigat We want wrestling! We want wrestling! Bine ați venit la prima ediție Romanian Proving Grounds Wrestling! Zic, atunci când sunt eu aici, Romania Killing Grounds Wrestling. Pentru că ce altă modalitate mai bună pentru luptătorii români să se dovedească decât prin apășire cu mine? Malaxorului cu agresor vă așteaptă RPG Wrestling. Deschid o provocare pentru oricare din voi și sper să trimiteți măcar unul pe mărimea mea. Desperados!
Ai ghiton. Primul concurent venit din tărâmul Război Rete. Iorgu Agresor! Și oponentul său, Mr. Champagne! Leagă câinele! Pupă-l, bă! Kiss! Pupă-l, bă! Kiss! Ia-i, mă, limba în gură! Îi pute gura, am înțeles. Haide! Scoate revelionul din cap! Don! Pușcă din el! Hai! Încă una! Tunde-l cu ciobu! Hai da! Hai dă-i bătaie, DJ Vasile! Hai sus, de șampanie! Da! Hai, Orte! Robby Bubble! Hai, Robby Bubble! Hai, sus! Hai, nu? Și... Hai! Direct la operație! Scoate-i dopul! Frânghie de rufe! Are șampanie! Vezi că bine! Bine! Pune-i parastasul! La groapa cu furnici! Niciodată! Așa, zile, trage locul! Haide, Iorgu! 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 Hai, belește-l! Vezi că bine?
Robi Bubble! Asta la Iorgule! L-a reciclat cu el! Nu face nici 50 de bani! Execută-l! Execută-l! Umple-l de spume! Mai fost, bă? Nu! Da, Iorgule! Nu! Yeah.
Crăciun! Spală-te pe mâini! Pare ca plan de exist. Iarăși de frate. Iarăși de frate. Nu ești furnică să ridici de 10 ori greutatea ta. Dă-i la șuncă. La șuncă. Rupe șoriciu. Folosește-ți viteza! Obosește-l! Băi, un suplex! Haide, Guido! Nope! Nope! Haide, Guido! Ce scârție ringul! Guido! 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 M-aș da să fie heel. Mănâncă-l!
De tactica Maradona! Și jumătate, 2 și 3 sferturi, dar nu 3. Let's go! Așa, voiam să te întreb, de ce la wrestling aici? De ce astfel aici? Că-mi place wrestling-ul, mă uit de când eram atâta de intram într-o eprubetă. Și, da, e scump să merg până la americani, la WWE sau AEW. Am fost când au venit în 2011 băieții grei, dacă știi. Am fost atunci Sina, Randy, aia a fost cea mai frumoasă zi în copilăria mea. Nu poți să mă vezi. Yeah, good. Și e, cred că, a patra oară când vin aici. Ok.
Și eu să fii cât de despot. Cani. Cum? Cani. A, despot a Cani, da. S-a încercat. Se flash gra. Ce ce-ți place la un wrestler? Ce face un wrestler bun? Băi, un wrestler are nevoie așa, în primul și în primul rând, manevre pentru că, na? Un caracter care să fie cât mai unic, care poate să ține de mai multe chestii. Attire-ul, echipamentul să fie cât mai diferit, să nu fie default 3, cum mai zic gamerii. La fel, tatuaje unice, să n-ai de aceleași tatuaje dacă se tatueze. O melodie de intrare care să nu fie ceva generic, cu free licență de pe YouTube. Și, bineînțeles, abilitate la microfon, să știe să comunice cu adversarul și să se țină de treabă, să nu vină beat, drogat, rău vendem 2005, parcă, dacă știți. Ok. Și pe ce piesă, dacă ar fi 8 de dom acum să facem piesă? Mă, în principal, ca wrestler, fiind de acțiune și bătaie multă, pe ceva rock metal e bine să vin. Merge și pe un dubstep sau așa, sau dacă e un caracter mai underground, să vină, de exemplu, cum e Artruth, să cânte ceva mai pe hip-hop, dar în principal tot ce rock metal e potrivit pentru asemenea activități. Și ai vreun wrestler preferat din seara asta? Din seara asta, bă, Marian. Iorgu e rocker de-al meu, e pletos de-al meu. Dar toți au performat de fiecare dată când am venit aici, mi s-a părut super bine. N-am văzut bociuri, manevre super bune, adică e peste așteptări. Față de filmările de la primul spectacol de acum 10 ani, a evoluat foarte mult. Chit că alții mai făceau satiră, de exemplu, Sapi TV, te văd acolo. A făcut el mișto așa pe un live, adică acum face și rivalitate. Da, pe lângă câte satiri se făceau pe filmările de acum 10, 8, 9 ani, e cu totul altceva. Așa că dați-mi subscribe pe YouTube, follow pe TikTok, că pun faze de aici o grămadă. Te pup. Încă o chestie. Ai vreo schemă preferată de wrestling? Bă, aș fi vrut să fi văzut de la Leo să-i fi dat acum lui Guido un One Wind Angel. Sau măcar un electric chef, dacă am greu. Bombă. Te pup, te pup. Keep up the energy. Mersi. Și voi la fel. Vlogul lui... Ovidiu 666. Ovidiu 666. Vă pup pe linia 16. Poetul său Călin din Moldova derby. Moldova derby. Arată că nu ești din Moldova. Scoate cuțitul! Petru Nicușor din Brăila! Apă plată, bă! Morena! Contură galbenă! Dărâmă-i combinatul de la Galați! Haide, Brăila!
pong vs. Zumba. Haide! Doi! S-a băsit! A vrut să spună coaiele pe față! Coaiele vezi! Ușor de la Brăila! Umplem de coptură! Coptură verde! Scoate-o pe Morena din cap! Bate bucul! La floare fec! Rap la 2025! Dau la schimb pe Logan! Alarma de incendiu! Numărul mai repede! Hai, Călin! Attitude adjustment! Ia-te-l-o! La ochiul baro! Te doare în cot de el! Cri. Bate semaforul!
Marșale! Mașinăria! Călin! 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 Umple de rugină! Okay.
scoate-le IQ-ul! Primul concurent, cel mai deștept dintre români, Marian de la Doi. Thank you. Hai, Mariane! Hai, fiere! Îți dau eu extensii! Haide, Mariane! Hai, trimite la ture! Învinge-l cu intelectul! Hai, Mario! Ia-l de țuțe! Ia-l de țuțe! Hai, Marian! Arată cine-i mai deștept!
Folosește scapul! Confiscă calculatorul! Scoate Minecraft-ul din cap! Bine, Marian! Bun! Bun! Telefon. Hai, Marian! Hai, Marian! Hai, Marian! Hai, Marian!
Hai, Mariane! Hai, Marian! Hai, Mario! Rupe chelia! Fă implant de păr! E deștept, mai e deștept! E cel mai deștept! Șocați-așfața! Arbitru în loc! Hai, Mario! Hai, Marian! Hai, Marian, tunde-l! Hai, Marian! Hai, de Marian! Mașinăria albastră!
Boda Mori. Acesta este main eventul acestei seri. Primul. Primul concurent aterizat acum la București. Omul pasăre. Gigantele peste 2 metri înălțime, venit în partea nouă, mașinăria albastră! Omul pasăre! Zboară, puiule, zboară! Cip-cirip! Ce-i dați mă să mănânc cip-cirip? E greu! Acum e cât e? Dă-i o gheară! Umple-l de pene! Bine! Rupe planetara! L-ai julit! La hapa cu tine! I-ai dat de la julit! E corupt arbitru! De la ciocpa! Bine! 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 Bun! E marea dracu! Disi! Păi cu încă o dată! Încă o dată! Încă o dată! Încă o dată! Bine! I-a crăpat procesorul! I-ai spart baia de ulei! L-a minat Bitcoin cu el. Haide! Strânge-l! Schimbă-i uleiul! A pierdut vreodul! Bine! Bine! Mașinăria!
Mașinărie la pușcărie! Mașinărie la pușcărie! Mașinărie la pușcărie! Mașinărie! Haide! Stă una! Și-a luat zborul! Ai cota 7. Ham. Oh!
Bine, bine, ține-l acolo! Arbitru, bine! A reșit la briscă! I-a făcut cheie! Coțește-ți! I-a dat overclock! Cam asta a fost și show-ul, mai trebuie să fie unul în iulie, vedem ce va fi și acolo. Ba, a fost un show aici în iarbă, au plăcut toate meciurile. Și dacă vreți să ne vedem, să facem ca un fel de fan meet. Eu vin cât de des se poate, anunț pe Instagram. Și așa vă bag și pe voi în vlogurile mele. Mai erau și niște băieți care au făcut interviuri și până la urmă le-am luat microfonul și nu mai tăcea mie gura. Era un fel de Ultimate Warrior la microfon. Cam atât. Membrii au văzut primii videoclipul acesta, cum ar fi el, că și el e membru. Și nu fugi, membrule. Da, deci cam atât. Membrii, exclusivitate, după aia și restul populimii. Să vedem cât timp îmi va lua să editez, că am filmat meciurile cu totul. Pe data viitoare, ceaules tuturor și o seară cât mai răcoroasă. Acum ce am terminat și eu de editat videoclipul, e ora 3 fără un sfert dimineața și eu până acum am stat să editez. Stați să vedeți cât o să dureze să se proceseze clipul, care o oră și ceva din ce am văzut și randez și 4K de-al dracu. Deci da, ăsta a fost videoclipul.
V-aș ruga pe cei care ați rămas până la final, poate ați derulat sau chiar v-ați uitat la tot clipul și vă mulțumesc pentru asta, v-aș ruga să intrați pe linkurile din descriere, că v-am lăsat datele de contact pentru RPG Wrestling, YouTube, TikTok, Instagram și ce mai au ei. Vreau să-i susțineți, să îi urmăriți peste tot, să le dați like-uri la postări. Cei care sunteți din București sau aveți posibilitatea să veniți la show-uri, veniți, mă veți găsi și pe mine acolo. Nu voi face vloguri de tipul ăsta în care să filmez meciurile întregi. Asta o fac acum ca demonstrație, să vadă lumea cam în ce consta acolo treaba. Și am lăsat mai mult. De acum încolo nu o să mai filmez atât de mult, bucăți mai scurte, shorts-uri, TikTok-uri și așa mai departe. Dar măcar vom putea folosi evenimentele RPG Wrestling pe post și de fan meet-uri. Și așa, uite, tura asta m-am găsit cu 3 abonați în public, plus wrestlerii care unii știu de mine că fac vlog acolo. Așadar, îi salut și pe băieții de la linia 16 sau 12, cât era, ce cu interviu, aștept să posteze și interviu acela. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, susțineți wrestling-ul, mai ales cel românesc, poate cine știe. Peste niște ani îl vom vedea pe Omul Pasăre sau pe Super Mario Mihai, mai ales că este tânăr, de-abia are 18 ani mititelul și ați văzut cât de talentat este, poate vor veni alți wrestleri acolo, poate cine știe, poate o să mă fac și eu ceva pe acolo, nu știu, manager, un fel de Paul Heyman. De luptat nu pot să mă lupt, că nu știu dacă se vede, că e întuneric, dar am operația asta și aia, nu pot să mă bag la wrestling. Deci da, ăsta a fost clipul, susțineți wrestling-ul, dați-le urmărire peste tot pe platforme, pe media socială și ne vom auzi data viitoare. Eu acum pun clipul la randat, cred că mă apucă răsăritul soarelui până îl postez. Ciao les tuturor!